Bună dimineața! Astăzi o să urcăm pe poteci grecești spre Ipsarion. Știți ce am observat în zilele acestea? Că grecii nu prea au câini. Deci am trecut pe lângă o grămadă de gospodării și nu m-a lătrat niciun câine. Bineînțeles, astfel de trasee trebuie să abordate cât mai devreme pentru a evita căldura insuportabilă. De aceea și eu am intrat foarte devreme în traseu, pe undeva pe la 5:30. La intrarea din traseu puteți scana traseul și mie, de exemplu, mi l-a deschis în Wikiloc, în aplicația Wikiloc. Din comoditate nu am folosit crema solară pentru că nu vroiam să trezesc familia la 5 dimineața și cu gândul că am și bluză cu mânecă lungă.
am ajuns la zona alpină și mi-am adus aminte când m-am informat despre acest traseu, am văzut că este și un refugiu pe aici, pe undeva, sus pe munte, și ar fi fost interesant dacă înoptam la el, dar fiind cu familia, încerc să mă împart cumva, să fac și niște ture pe care cu ei nu le-aș putea aborda ca aceasta. Câțiva metri mă despart de vârful Ipsario, 1204 metri, fiind cel mai înalt vârf din Tasos. Am ajuns pe vârful Ipsarion, 1204 metri, și de acum cred că am să încep coborârea. Haideți să vedem dacă se poate intra în refugiu. Sau trebuie cumva anunțat dinainte, ușile păreau încuiate, dar haideți până acolo să vedem. Da, este lacăt pus, cred că trebuie cumva anunțat dacă acesta este refugiul. Sper să nu greșesc și să nu fie acesta refugiul, dar indicatorul de mai sus arăta că refugiul ar fi foarte aproape și nu văd altă clădire în apropiere. Pentru cei care nu au vizionat episoadele mele precedente, de curând am început o nouă colaborare cu Decathlon România, așa că acest episod este realizat cu sprijinul lor. M-am gândit să fac un episod mai divers, din altă țară. Știind că este o zonă montană, am luat și echipamentul de la Decathlon pentru o drumeție confortabilă și, bineînțeles, în siguranță. Thank you.
Astăzi am avut 2 litri jumătate cu mine de apă, deși eu beau foarte mult, dar mi-a ajuns un litru jumătate. Mi-am luat mai multă apă pentru că aveam de gând să parcurg o bucată din creastă și cu siguranță aș fi avut nevoie de mai multă apă. De obicei, când merg la o tură de o zi, iau cu mine cam 2 litri de apă. Am ajuns înapoi în Potamia, locul unde se termina și drumeția noastră. Jos în descriere am lăsat și un trac al acestui traseu, în cazul în care o să vreți să îl parcurgeți și voi. Eu sunt Olivian și să ne vedem cu bine data viitoare. Ciao, ciao!